Spectacolul de reconstituire istorică Origini continuă sâmbătă la poarta cetății Trofeum Traiani din Adam Clisi. Evenimentul va începe la ora 19. Participarea publicului la spectacolele Origini este gratuită. Prima reprezentație s-a desfășurat pe 1 iunie în Constanța, pe plaja Reina, unde publicul a fost încântat de prestația actorilor și acrobaților, i-a aplaudat pe artiștii care au oferit o lecție de istorie pe viu și atât adulții cât și copiii s-au fotografiat cu aceștia. Spectacolul este compus din 3 episoade distincte, care se desfășoară în 3 locuri diferite din județul Constanța, mai exact în vecinătatea a 3 situri arheologice deosebite, respectiv Tomis în Constanța, Trofeum Traiani în Adam Clisi și Carsium din Hârșova. Publicul poate vedea cascadori profesioniști recunoscuți internațional, cai special pregătiți și dresați pentru scene de luptă și cascadorie ecvestre, muzicieni, umoriști, actori acrobați, reenactori și 10 de figuranți care prezintă prin intermediul unui scenariu original momentele cheie ale evoluției țării noastre. Din distribuție fac parte actorii Denis Ștefan, Cristi Iacob, Crina Matei, Georgiana Rusu, Dan Cojocaru, Andu Axente și Gabriel Monțescu, regia fiind asigurată de Dan Motanu. Proiectul este organizat de Asociația Vulturii Carpaților cu sprijinul Consiliului Județean Constanța. Conceptul proiectului Origini are la bază o viziune nouă, holistică, asupra organizării de evenimente cu specific istoric, cu puternic impact asupra publicului din toate categoriile și care își găsește perfect locul în contextul bogat cultural și istoric al județului Constanța. Asociația Cultural-Artistică Vulturii Carpaților prezintă o lecție de istorie pe viu, având ca subiect povestea reală a ținutului dintre Dunăre și Mare, Dobrogea, partea provinciei romane, Moesia Inferior și apoi provincie distinctă sub numele de Schitia Minor. Un spectacol pus în scenă de Vulturii Carpaților este de fapt un film live la care spectatorii trăiesc cu emoție momentele de luptă, simt adrenalina în scenele dramatice și admiră jocul actorilor, fiind în permanență conectați la tensiunea acțiunii. Fiecare dintre cele 3 episoade interconectate spune povestea unei provincii locuite de romani, geți și greci, o zonă bogată și mereu în pericol de a fi atacată. După spectacolul de la Constanța urmează alte 2 localitățile Adam Clisi și Hârșova. Acestea sunt organizate de Asociația Vulturii Carpaților în colaborare cu cele mai titrate organizații și instituții din domeniu, Uniunea Cascadorilor Profesioniști din România, Circul de Stat, Asociația Culturală Tomis, Discover Dobrogea și reputați actori români.